Turiștii care hrănesc urși au început să fie amendați. Jandarmii nu mai tolerează această practică, iar sancțiunile pot merge până la 1500 de lei. Un urs hrănit este un urs mort, avertizează și biologii care fac apel la responsabilitatea noastră. Specialiștii spun că în această perioadă pădurea este plină de hrană, dar sălbăticiunile coboară la șosea pentru că au devenit dependente de mâncarea gustoasă obținută foarte ușor. I-a dat la fiertin. I-a dat o pungă. Aha. Dar e ce... cu pufuleți, ne aud. Nu poate să scoate pufuleți, vezi? Zici că e un câine mai mare. Aceste secvențe au fost surprinse pe Transfăgărășan, în apropiere de lacul Vidraru. Ursul mănâncă cu poftă din punga cu pufuleți pe care tocmai a primit-o de la un turist. La doar câțiva kilometri distanță, în zona Bâlea Lac, un alt urs așteaptă la marginea șoselei. La fel se întâmplă pe drumul spre cota 1400 din Sinaia. În fața ursului sunt mai multe felii de pâine, semn că tocmai a primit ceva de mâncare de la turiștii care au trecut prin zonă. Cei care se opresc să hrănească urși o fac fie din amuzament, fie din milă. Mulți sunt convinși că animalele sunt flămânde și de aceea coboară la drum. Specialiștii spun însă că urșii au suficientă hrană în pădure, mai ales acum, în plin sezon de ciuperci și fructe de pădure. Oamenii care le oferă cu generozitate pâine, covrigi, snacks-uri sau resturi de la fast food nu realizează că le fac un mare rău. Este o greșeală enormă. Practic condamnă ursul la moarte într-un fel sau altul. Pe drumul de Ojdula, de exemplu, există o femelă care de vreo 6 ani de zile și-a crescut puii la marginea drumului. Parte dintre ei au murit loviți de mașină, parte dintre ei au dispărut, parte dintre ei vizitează Ojdula. Hrănirea sălbăticiunilor la marginea drumului este interzisă prin legea vânătorii, iar amenziile sunt cuprinse între 500 și 1500 de lei. Dacă până acum se dădeau sancțiuni puține, în ultima vreme jandarmii au trecut la aplicarea strictă a normelor legale. Doar în Sinaia, în ultimele zile, s-au dat 3 amenzi. Doar dacă îi surprindem în flagrant, în timp ce hrănesc animale sălbatice, ce putem să-i sancționăm. Sau în baza unor probe solide, filmări, poze și așa mai departe. Ministerul Mediului intenționează să dea o ordonanță de urgență pentru intervenția rapidă în cazul urșilor care apar în zonele locuite. Sunt prevăzute măsuri de îndepărtare, relocare și, în final, împușcare a exemplarelor care creează pagube și pun în pericol viața și bunurile oamenilor. În această ordonanță, ministrul Tanfăș Barna nu prevede absolut nicio măsură preventivă reală, însemnând sancționarea celor care hrănesc ursul în localități, celor care lasă gunoiul, autoritățile publice care lasă gunoiul așa fel încât constituie o momeală, o atracție pentru urs. Nu ne referim la cauze, ci acționăm pompieristic la efecte. Ministrul Tanfăș Barna a anunțat că este o chestiune de zile până când ordonanța de urgență va fi adoptată. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.